Am revenit, din păcate s-a pierdut semnalul chiar când discutam cu doamna Covaci, coordonatoarea centrului, care s-a arătat foarte dezamăgită de faptul că am îndrăznit să îmi doresc să vizitez această clinică. După aia a zis că a fost o problemă de comunicare, că mi-ar fi arătat, dar avea nevoie de o hârtie. Mentalitatea asta obedientă față de șef l-a dus pe Lucan ani de zile să ne lovească, să ne jefuiască. Gândiți-vă că sunt medici. Astăzi am văzut cum se adresează Lucan într-o clinică privată unei doamne de la recepție. Știți, văzând atitudinea doamnei Covaci, mi-am dat seama că unii dintre noi ne-am meritat soarta. Ne-au călcat în picioare acești Dumnezei medicali, ne-au jurat, ne-au făcut cum au vrut, pentru că scria pe spatele lor șeful. Ei, pentru că doamna Covaci are mentalitatea de ev mediu, a unui om care trebuie în fața unui deputat, care dorește să viziteze, n-aveam nici cea mai mică intenție să filmez în interiorul clinicii, pur și simplu vreau să văd cum sunt spațiile, pentru că vreau să compar cu ceea ce veți vedea în față. Deci, uitați-vă, aici în spate este imogenul, ambiția personală a lui Stamatian. Aici, pentru ca el să poată construi aici, și-a pus un manager timp de 6 luni, pentru că nu primea aprobări. Să nu vă gândiți că profesorul Stamatian a fost îngrijorat vreodată de starea clinicilor. El și-a renovat propria clinică, dar pentru că se deplasează cu dificultate, în primul rând a pus liftul. L-a băgat o groază de bani în stanca, fiind Dumnezeul banilor, din Consiliul Local ani de zile. În stanca a băgat o grămadă de bani când putea să o radă, să facă o relocare și să facă acolo un spital clinic pentru copii monobloc. Ce vedeți voi aici, repet, este vederea în spatele, este intrarea Imogen, iar în față, absolut incredibil, și n-am văzut ani de zile acest lucru pentru că am refuzat să calc aici pentru că am amintiri îngrozitoare de la neurochirurgie. Fiți foarte atenți. Da, sunt tot live în față, este clinica de neurochirurgie a unui alt Dumnezeu medical, Ștefan Florian, care nu are nicio problemă că stă într-o clădire insalubră din secolul 20 de la început, 1905. Acolo unde vedeți sus este un pod, în acel pod sunt copii bolnavi care sunt operați. Am fost acum câteva zile la unul dintre ei, într-un salon înghesuit. Repet, în spatele meu sunt spații extrem de generoase, dublu, cel puțin dublu pe cât este cea de neurochirurgie. În 30 de minute aici se închide programul, iar în clinica de neurochirurgie de vis-a-vis, pe care v-am arătat-o, în loc să se construiască aici, unde suntem noi, o clinică de neurochirurgie de la zero, pentru că profesorul Stamatian e aici de când lumea, putea să știe foarte clar ce nevoi sunt, în primul rând pentru condiții, pentru pacienții care vin în stare gravă, gândiți-vă, politraumatisme și așa mai departe. Ei, aici, în fața acestei clinici, să știți că parchează și profesorul Stamatian, uneori cu mașina senatului, vine cu șoferul, sigur că nu are voie, dar asta ce mai contează. L-ați văzut vreodată pe profesorul Florian umblând prin Cluj după spații pentru clinică? Să nu vă gândiți. Nici măcar nu este preocupat să vorbească de la influența lui pe care o are în oraș. A operat primari, a operat seriști, a operat o grămadă de oameni, pentru că este un neurochirurg foarte bun și la apreciem pentru asta. Acea clinică de vis-a-vis, dragii mei, este un copilaș la ultimul etaj, într-o încăpere insalubră, care a primit 3 infecții din spital. 3 infecții intraspitalicești. Pentru că acolo medicii operează bine, dar pentru că este o clădire veche și insalubră, atunci acesta este motivul pentru care se moare pe capete. Și acești medici se laudă succeselor. Mă deplasez de la Imogen, o vedeți în spate, clădirea impozantă, care în jumătate de oră se închide, va rămâne complet goală, iar aici geme de
bolnavi, această clădire complet insalubră în care se mai investește câte ceva. Uitați-vă tot acele geamuri de lemn pe care le știți. O să vedeți, sunt scorojiți pereții, iar ceea ce este incredibil și nu vede profesorul Florian, aici sunt gropile, celebrele gropi de la drumul spre neurochirurgie. Imaginați-vă că aici vin bolnavi, se îndreaptă spre această zonă, care vin cu traumatism sau cu politraumatism cranian. Aveți aici o altă perspectivă, vedeți în stânga, clădirea mare, nouă, Imogen, la ora 3:30 se închide. Uitați-vă cât de mică este de clinica de neurochirurgie, cât de putredă este sus, acolo la mansardă, repet, stau inclusiv copilași în saloane cu adulți, amestecați într-o infernală înghesuială. Iar aici, v-am arătat din toate unghiurile, este o clinică unde se face cercetare. N-am aflat ce fel de cercetare se află, pentru că un deputat și vicepreședinte în Comisia de Sănătate nu a avut acces în această clădire, a fost interzis. Da? Uitați-vă ce clădire și comparați cele două. Se vede mucegaia, nu știu cât de bună este imaginea, dar la mansardă, acolo unde este de fapt un pod de lemn, se vede mucegaiul gros. O să vă duc pe... Da. O să vedeți aceeași zonă pe unde intră apa, aceeași mucegai persistent, ce să vă zic, un dulap, un umeraș, un cuier, nu știu cum să-i spun asta, cred că este o piesă de muzeu, cred că e din anii... Este în curte, da? Și, repet, aici lucrează, se spune, nu? Sunt articole pe internet unde se spune că Florian este unul dintre cei mai mari neurochirurgi din lume. Și probabil că așa este, dar uite cât de mult își respectă el munca. Și uitați-vă în ce hal arată drumul spre o secție de neurochirurgie. Uitați-vă ce gropi sunt. Uitați-vă ce groapă este aici. Uitați-vă ce condiții sunt într-un oraș care se vrea de 5 stele. Este inutil să vă spun că celelalte clădiri arată la fel. Aici este neurologia. Dar vreau să vedeți groapa de la intrare, da? Suntem la intrarea în clinică. Pe aici intră ambulanțele și către neurologie și către neurochirurgie. Uitați-vă ce grup sunt aici la intrare. Asta e intrarea dinspre Babeș. Imaginați-vă că sunteți după un accident și vine salvarea și trebuie să vă ducă până la neurochirurgie. Reiau ceea ce vă spuneam și cu alte ocazii. Dacă mă lăsați singur în această luptă, veți înțelege cât a înțeles și doamna Covaci, că sunt acel om care distruge tot, care nu văd nimic bun. Dragii mei, când veți merge cu cineva drag într-un spital mizer, și mă veți lăsa și vă veți aminti că am fost singur în aceste live-uri, că am vorbit despre noi, nu despre mine, că m-am certat cu doamna Covaci și cu personalul de acolo care îmi chedea ușa nas explicându-le că n-am niciun drept să fac asta, pentru că aici sunt banii noștri și pentru că eu vă reprezint pe voi și am dreptul să arăt cum sunt folosiți banii publici, pentru că Imogenul a fost făcut din banii noștri.
a tuturor, nu din banii doamnei Covaci, nu din banii angajaților, și noi trebuie să vedem exact ce s-a făcut acolo, cu ce bani, în ce spații, pe ce suprafețe. Doamna Covaci, Laura, este doamna care spune că de un an conduce acest centru, care s-a dezis de faptul că domnul Stamatian ar mai avea vreo legătură cu această clădire. Însă această clădire are un istoric. Eu știu că profesorul Stamatian și-a propus să construiască această clădire. I-a ieșit, dar nu s-a gândit să facă lucruri pentru, în ordinea urgențelor. Eu vă spun cu toată sinceritatea că nu știu că această clădire a crescut lângă neurochirurgie. Deci eu nu mi-am putut imagina vreodată că ar putea fi o prioritate mai mare să construiești de la zero o clinică pentru medici atât de competenți cum sunt cei de aici și să construiești o clădire care peste câteva minute se va goli de puținul personal pe care îl are. Deci eu vorbesc despre egoism, vorbesc despre mândrie, despre orgoliu. O să-mi spuneți, da, bun, e nevoie și de cercetare, e nevoie și de această clădire, se ajută pacienții aici, a început ploaia. Eu vă spun un lucru, e o chestiune de priorități, așa cum vă spun că nu am absolut nicio problemă cu creștinismul, cu creștine, cu credința cuiva. Pur și simplu, noi ca oraș nu ne permiteam să investim într-un stadion ultramodern și într-o sală polivalentă ultramodernă, când spitale arată în halul acesta. Nu puteam să ne investim într-un centru de cercetare modern cu atâția bani și cu atâtea eforturi când avem o clinică de neurochirurgie vis-a-vis, care este mizeria, care este o chestiune de priorități. O să vină ăsta Matian și o să spună că eu nu mă pricep, că se pricep alții. Eu îl rog pe el să explice ca deputat, oamenilor care sunt în această clădire, de ce el este în administrație de atâția ani și nu a mișcat un deget. Iar eu încerc să vă conștientizez pe voi că atunci când sunteți la spital, trebuie să găsiți responsabile pentru situația în care sunteți și trebuie să luați atitudine. Sunt curios, peste câteva zile o să organizez un protest în fața acestei clinici care se află într-o situație incredibil de grea. Aici sunt medici care se străduiesc să salveze viața, mă refer la neurochirurgie, și spațiile sunt infernale. Trebuie să ne punem problema dacă noi, comunitatea, nu trebuie să determinăm autoritățile să caute spații, să cumpere locuri unde se pot construi clinici, pentru că este o chestiune de timp. Când în urma unui atac vascular, unui accident, a unei situații nefericite, devenim acolo pacienți. Deci, dragii mei, pentru noi fac acest lucru. Și pentru cei care, la un moment dat, nu își vor putea permite să meargă într-o clinică privată sau în situație de urgență, vă spun, și dacă vă puteți permite sau nu, în Cluj, nu avem o clinică de neurochirurgie privată, nu avem o secție de neurochirurgie pentru copii. Deci, eu vorbesc despre noi, doamna Covaci, nu despre ei sau despre alții. Ce este absolut dramatic este că niște medici tineri, niște asistenți, pentru a căror drepturi mă lupt să le obțin o salarizare corectă, mi-au închis ușa. În această clinică Imogen, pentru că avea un șef și pentru că trebuiau să raporteze că i s-au opus lui Ungureanu și i-au închis ușa. Este absolut indecent și ceea ce face Șușcă, și ceea ce face doamna Golea, și ceea ce face profesorul Stamatian, că toți și-au considerat zonele unde au fost plătiți din banii noștri moșii. Dragii mei, Imogen, ca și neurochirurgia, este construită din banii noștri a tuturor și eu, ca deputat, trebuie să am acces fără să stric intimitatea, fără să agasez, și cum n-am făcut asta în niciun loc personalul, sigur, cei care n-au nimic de ascuns, pentru că ce ar putea fi de ascuns într-o clinică care este construită pe fonduri europene, din bani alocați de la Consiliul Județean? Ce vor să ascundă?
Ursa ascunde această diferență colosală. Luxul pe care și l-au asigurat ei pe anumite proiecte cu anumite scopuri și mizeria în care stau majoritatea pacienților care merg în spitalele din Cluj. Închei transmisiunea aici, trăgând un semnal de alarmă. M-ați ales ca să vă spun cum arată lucrurile, oricât de hidos sunt astea și fără a avea pretenția că în fiecare loc în care merg îmi fac fani. Sunt sigur că mi-a făcut mulți dușmani care spuneau că mă admiră astăzi până am venit la Imogen. Vă asigur că nu mă interesează să mă admirați și să înțelegeți scopul pentru care sunt în această slujbă. Acela de a încerca să ameliorez situația bolnavilor care stau în spitale și în același timp să arăt cum noi, prin indiferența noastră, am creat structuri de tip mafiot, familii care au controlat sistemul medical doar pentru a se îmbuiba, doar pentru a lua șpăgi peste șpăgi și face case de milioane de euro și în lanțul trofic scapă cine poate sau, mai exact, cine plătește. Vă arăt o ultimă imagine, contrastul, da? Cum arată de clinica de neurochirurgie și cum arată Imogenul, ambiția lui Stamatian.